Dată sunați la 112 și aduceți la cunoștința organelor de poliție sau în cazul în care nu aveți telefon, aducea cea mai apropiată secție de poliție. Rugămintea noastră este să nu interveniți pentru că altfel periclitați viața noastră și a copilului răpit. Pentru mai multe detalii puteți contacta și acest site deschis www.alertarapirecopil.ro. Campania s-a desfășurat în centrul municipiului Drobeta, Turnu Severin. Polițiștii au stat de vorbă cu trecătorii, au împărțit pliante și au lipit afișe pe geamurile instituțiilor. Informarea cu privire la mecanismul de alertă în cazul copiilor răpiți este importantă, mai ales că populația poate contribui la rezolvarea cazurilor. Să rețină cât mai multe detalii și indicii care ne-ar putea fi nouă de folos, cum ar fi reținerea unei mărci de autoturism sau a unui număr de înmatriculare, semnalmente ale acestor autori. Părinții și bunicii înțeleg cel mai bine panica în astfel de cazuri. Da. Ce ați face dacă ați fi martor la un asemenea eveniment? Normal că aș anunța poliția. Am 4 nepoței, bine, unul e foarte mic, are doar 9 luni, dar atâta sunt îngrijorată pentru cei 3 și suntem cu ochii pe ei seara și, într-adevăr, este, nu știu, foarte periculos să-ți lași copilul, trebuie permanent supravegheat. Mecanismul de alertă în cazul copiilor răpiți a fost lansat de Poliția Română la sfârșitul lunii mai. Celula de criză, care se formează imediat după ce s-a primit apelul în astfel de situații, este formată din structurile poliției, canale, mass media, societăți de transport, internet. Un rol deosebit de important îl are populația, care poate suna la 112 și poate furniza toate informațiile pe care le are despre dispărut sau despre răpitor în cazul în care sunt martori.